v-am găsit, vă spunem, din studioul Alfa Mega TV la ediția de astăzi a emisiunii Calea, Adevărul și Viața. Ne propunem să discutăm astăzi despre binecuvântare, principiile binecuvântării. Și avem alături de noi pe prietenul nostru și al dumneavoastră, fratele pastor Ilie Popa. Mulțumesc, fratele, că ați făcut un drum lung ca să fiți alături de noi în această seară. Mulțumesc pentru invitație și ne bucurăm să fim împreună. E un subiect care, într-un fel sau într-altul, vine destul de des în discuțiile noastre, este pe multe cereri de rugăciune, printre alte cereri, aceea a fi binecuvântat. Și poate în mediul evanghelic luăm ușor acest cuvânt, ne salutăm, fii binecuvântat, da, sunt binecuvântat, fără să înțelegem exact ce înseamnă să fii binecuvântat. Și în prima parte a emisiunii încercăm să lămurim niște lucruri. În fond, câteva întrebări așa simple. Ce înseamnă să fii binecuvântat? Mult simplifică lucrul, spune, da, sunt cu Domnul, merg în cer, în rai, asta e binecuvântarea maximă și restul sunt neesențiale. Deci ce înseamnă să fii binecuvântat? În primul rând aș vrea să definez că cel care dă binecuvântare este Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 3, este scris: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Deci Dumnezeu este Părintele îndurărilor, Dumnezeul oricărei mângâieri și Dumnezeu este Cel care dă binecuvântarea. Ce binecuvintează El rămâne binecuvântat pentru totdeauna. Aș vrea să fac o distinție. Diavolul nu binecuvintează. Ioan 10:10, Domnul Iisus a spus așa: hotul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Deci sursa binecuvântărilor este numai Dumnezeu. Diavolul niciodată nu binecuvintează, să ne fie foarte clar. Lucrarea lui este total opusă lui Dumnezeu. În Iacov 1:17 este scris că orice dar bun și desăvârșit, Iacov 1:17, orice ne se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci orice dar bun și desăvârșit are o singură sursă, este de la Dumnezeu, care este Părintele tuturor binecuvântărilor. În condiția asta, ce înseamnă să fii binecuvântat? Din păcate, foarte mulți pe care îi auzim, care ne interfațăm, ne spun: a fi binecuvântat înseamnă să ai mulți bani, simplificând lucrurile. Ce înseamnă? În ce domenii lucrează acest principiu, acest mecanism al binecuvântării de la Dumnezeu? Dacă am stabilit că Dumnezeu binecuvântează, ne dă bani și suntem binecuvântați. Da, și în finanțe. În Proverbe 10:22 este scris că binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu este lăsată să fie urmată de niciun necaz. Binecuvântarea Domnului se manifestă în toate domeniile vieții. De exemplu, în Efeseni 1:3 spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos Iisus. Sunt binecuvântări duhovnicești. Binecuvântările duhovnicești sunt în Hristos Iisus și nu spune că ne va binecuvânta după moarte, după răpire, în împărăția de 1000 de ani, ci în Efeseni 1:3 spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Efeseni 1:3: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Și mai departe vine și arată binecuvântările. Dumnezeu ne-a ales înainte din temerea lumii, ne-a scris numele din cartea vieții, ne-a rânduit ca să slujim de laudă slavei sale, să slujim de laudă slavei Harului Său. Sunt binecuvântările duhovnicești în Hristos Iisus. Și eu îi încurajez pe credincioși care se limitează doar la binecuvântările astea duhovnicești. Frate, de majoritatea spun, lasă, suferă aici, du lipsuri aici, acolo în ceruri este răsplata. S-a intrat în limbajul și în folclorul evanghelic. Da, eu îi încurajez pe frați, îi încurajez pe cei care au atitudinea aceasta și zic, o fi binecuvântat din belșug cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos Iisus. Dar ne ducem la Biblie și Biblia vine și spune că ne-a binecuvântat deja și noi trăim în aceste binecuvântări. Deci, binecuvântările duhovnicești, viață din belșug, viață plină de Duhul Sfânt, viață de victorie, pacea lui Dumnezeu ne umple inima, o viață de biruință, umblăm prin credință, creștem în credință, deci o viață din belșug, binecuvântat în toate domeniile vieții spirituale și este ceva extraordinar. Dar sunt alții care citesc cuvântul lui Dumnezeu și acceptă și alte versete. 3 Ioan, versetul 2 spune așa: Prea iubitule, doresc ca în toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta sporește cum sporește și sufletul tău. Este o altă binecuvântare pe care Dumnezeu o dă și spune, în toate lucrurile să-ți meargă bine.
și sănătatea să sporească așa cum sporește și sufletul tău. Se pare că-s binecuvântător aici pe pământ. Aici, acum. Ne uităm în cuvântul Domnului în cartea de Deuteronom, în capitolul 28. Acolo sunt mai multe binecuvântări. Va zice cineva, bine, asta sunt numai, numai pentru Vechiul Testament. O să citim și despre binecuvântările în Vechiul Testament și în Noul Testament, blestemele în Vechiul Testament și blestemele în Noul Testament. Deuteronom, capitolul 28, versetul 3. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodopântecelui tău, rodopământului tău, toate vor fi binecuvântate. Coșnița, postavă, vei fi binecuvântat la plecare, la venire. Va face ca binecuvântarea Domnului, versetul 8, să fie peste tine în toate grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt. Toate popoarele vor vedea că tu ești post numele Domnului și se vor teme de tine. Versetul 11, Domnul te va copleți cu bunătăți, va mulți rodul trupului tău, a turmelor, a pământului. Deci, sunt binecuvântările acestea. În toate planurile, ca să rămânem toate, în zona pe aceasta. Pe toate planurile. Inclusiv binecuvântarea rodului trupului, ca și copii, ca și familie care urmează. Este binecuvântarea în toate domeniile. Este binecuvântarea familiei. Binecuvântarea, Psalmul 128. Psalmul 128. Este binecuvântarea familiei. Atunci, ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui, că și atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și merge bine. Nevasta ta este ca o viță răditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măsline împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Este o binecuvântare de la Domnul ca în familie, în cămin să fie pace. Să te poți bucura de lucrul mâinilor. Bucuria, să te bucuri de lucrul mâinilor nu este condiționat de cât ai. Atâta cât ai, puțin sau mult, te poți bucura. Îmi plac niște citate, le-am însușit. Cu bani poți să cumperi cel mai scump pat, dar nu poți cumpăra somnul. Cu bani poți să-ți faci cea mai faimoasă casă și este bine, este o mare bine, dar nu poți cumpăra un cămin. Deci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Mănânci și te saturi, ai sentimentul acela al binecuvântării în toate lucrurile și îți merge bine. Soția este binecuvântată, copiii sunt binecuvântați. Omul este binecuvântat, spune, să vezi copiii copiilor tăi. Așa este o mare binecuvântare. Frate Tudor, așa cum ești tu, ești bunic. Așa este o mare binecuvântare, fiindcă am colegi, am prieteni care au plecat de mult la cele veșnice. N-au avut parte. În aceste prime minute am mai încercat să conturăm ce înseamnă să fii binecuvântat, în sensul cel mai larg al cuvântului. Și mă gândeam că și Deuteronom de acolo, ia dacă unii se întreabă, Dumnezeu, în Vechiul Testament, nu înțelegem natura lui Dumnezeu, măcar în șirirea ce înseamnă a fi binecuvântat un popor, o națiune, o familie, a ieșit în evidență. Aș vrea să înserăm acest scurs fragment, e familia Marcel și Elvira Lupărștean, care într-adevăr într-o scurtă mărturie spun ce înseamnă să fii binecuvântat ca familie, exact ca o exemplificare, ca o sinteză a lucrurilor care le-am spus noi până acum. Bine, în primul rând, binecuvântarea, eu înțeleg că ești mântuit, ai viață veșnică, ai o familie frumoasă, ai prieteni care slujesc cu tine împreună în biserică, ai pace, ai sănătate, ți-o dă Dumnezeu, chiar dacă câteodată mai ești ubrede, dar ți-o dă, te poți mișca, te poți duce. Binecuvântare, pot să zic că ai o afacere care Dumnezeu să te binecuvintează, care funcționează și poți să dai, să nu prinzi, să primești. Deci eu asta cred, sunt multe care poți să le zici la binecuvântările, dar asta e, zic, ai pace în familie, ai o familie bună și cred că asta e cea mai mare. Da, sunt o femeie binecuvântată. Nu știu dacă se poate spune foarte binecuvântată, că binecuvântat cred că e un termen care include tot ce înseamnă un om. Cum spunea și Marcel, faptul că îl cunoști pe Dumnezeu, mie mi se pare cel mai important lucru pentru un om. Asta înseamnă, practic, un complex în care, pe care Dumnezeu îl folosește într-un om. Ai sănătate, într-adevăr, judeci, vezi,
te miști, dar cel mai mult ca și întreg este faptul că Dumnezeu ni s-a descoperit și îl cunoaștem și orice s-ar întâmpla, să știm sigur că viața noastră nu se sfârșește aici și are o continuitate. Cred că din punctul ăsta de vedere realizez că sunt binecuvântată, apoi familia noastră, copilul și Denis și Damaris ca și întreg, o biserică, faptul că acolo vezi așa de multe lucruri că se întâmplă într-o biserică este o binecuvântare. Cred că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod personal sunt mai puțin binecuvântați. Cred din toată inima că un om care îl cunoaște pe Domnul este complet din punctul ăsta de vedere. Păi eu zic că cel mai important e să dai la, practic noi dai la Dumnezeu zeciuiala, pentru noi e foarte importantă. Și cred că zeciuiala e un minim de unde poți pleca. Noi de 15 ani dăm zeciuială și nu numai zeciuială. Și vedem cum Dumnezeu ne binecuvintează și n-am dus lipsă niciodată. Chiar dacă sunt vremuri grele pentru noi ca și oameni de afaceri, să zic, dar l-am văzut pe Dumnezeu cum te scoate, te păzește de unele lucrezi cu firme, lucrezi cu, și Dumnezeu te păzește și îți dă resursele financiare tot timpul. A fost Marcel și Elvira Lupăștean, o familie specială care a înțeles exact din perspectivă biblică ce înseamnă să fie binecuvântați ei ca familie pe mai multe planuri, oameni care sunt o sursă de binecuvântare și pentru mulți alții. Mai am o întrebare, suntem încă în zona aceasta de întrebări de început. Mulți spun sărăcia este aproape de smerenie, sărăcia este o virtute. Iar dacă e retorică întrebarea asta, ce le spuneți celor care spune cu cât ești mai sărac, ești mai smerit? Și cu atât șansa să o duci până la capăt și să intri în Împărăția Dumnezeu este mai mare. Poate ați avut cazuri, i-ați consiliat pe oameni care sunt, sau unii spun, asta mi-e crucea. Sau, într-adevăr, e o virtute, cu semnul întrebării, sărăcia asemuită, asemănată, alipită cumva smerenie sau false smerenie. Nu îi spun, dacă am mulți bani și merge prea bine, mă îngânf și risc să mă îndepărtez de Domnul. Lasă-mă bine să fiu smerit, lipsit și să depind de Domnul non-stop. Ce le spuneți acestora care cred așa și așa au trăit și au fost educați? A fi sărac și a considera că este o virtute este o problemă spirituală. De fapt, sărăcie, Domnul Iisus nu e criticant. El a spus așa, pe săracii aveți totdeauna cu voi. În Vechiul Testament, Dumnezeu a zis, una din binecuvântări nu va fi la voi niciun sărac. Vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Binecuvântarea Domnului din Vechiul Testament, în cadrul poporului Israel, era că ei aveau din belșug în toate lucrurile, din belșug în toate lucrurile. Eu aș vrea să citesc câteva cuvinte din Biblie. Știu că să iau din context anumite versete și o teologie pe baza acestora. Și pe baza acestora se face o teologie în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și ei citesc, mulți oameni citesc versetul acesta, dar nu-l citesc tot. Sau nu-l iau tot. Iau numai o parte din el și spune așa. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Să ne facem și noi săraci. Că dar nu spune mai departe ca să fim și noi săraci. Deci în versetul acesta spune, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Deci scopul pentru care Domnul Iisus Hristos s-a făcut sărac pentru noi este exact că El a împlinit Galateni 3 cu 13, sărăcia face parte din blesteme. Din capitolul blesteme, din cartea de Deuteronom, sărăcia nu este la capitolul binecuvântării. Și în Galateni 3 cu 13 se spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Așa că, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit.
Nu numai Duhul lui Hristos sau Duhul lui Dumnezeu, care ne-a fost făgăduit, vine prin faptul că Iisus Hristos a făcut blestem pentru noi, dar binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri. Și Domnul Iisus a făcut blestem pentru noi ca noi să fim eliberați de blestemul legii. Orice ce blestem din lege, din Cartea de Deuteronom, capitolul 28, și sunt și alte domenii care sunt cuprinse, ale vieții care sunt cuprinse acolo. Deci Domnul Iisus ne-a răscumpărat din puterea blestemului. El s-a făcut blestem pentru noi. Și acum venim la sărăcie. Din pasajul acesta, din 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, Iisus Hristos a făcut sărac pentru noi, ca noi să fim îmbogățiți prin lucrarea Lui de răscumpărare de la cruce. Nu este o detonare a Evangheliei sau o detonare a adevărului, dar tot ceea ce înseamnă blestem, Domnul Iisus Hristos a purtat pe cruce și noi am fost răscumpărați de puterea blestemului. Cei care cred în Domnul Iisus, cei care cred în Dumnezeu, în noul legământ, este o mare binecuvântare. Psalmul 39, mai sunt multe pasaje din Biblie în care ne arată că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Biblia vorbește mult despre binecuvântări, binecuvântări materiale, despre bunăstare. Noi sărim de multe ori pasajele acestea și mergem la lucrurile mai spirituale. Psalmul 34:9. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă ceea ce se tem de El. Deci Biblia când vine și spune căci de nimic nu duc lipsă, Psalmul 23 cu versetul 1, Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Acolo nu spune numai în lucrurile duhovnicești. Eu mă bucur când cineva nu duce lipsă de nimic în lucrurile duhovnicești. Îl cunoaște pe Dumnezeu, umblă cu Dumnezeu, are viață din belșug, este plin de Duhul Sfânt, plin de roadă pentru roada neprihănirii. Dar în același timp este și binecuvântarea din viața de fiecare zi. Și binecuvântarea materială, și binecuvântarea în familie, și binecuvântat rodul muncii mâinilor lui. Este binecuvântat la plecare, binecuvântat la venire. Auzi, și somnul e binecuvântat. Psalmul 4 cu versetul 8. Mă culc, adorm în pace, căci numai Tu îmi dai liniște de plină locuința mea. Psalmul 3 cu versetul 5. Mă culc, adorm. Și când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Înainte de a vorbi mai mult în zona de finanțe, financiar și mai departe, să vorbim puțin, e un verset, e o zonă folosită de noi creștini în Noul Testament, din Numeri, când rostim binecuvântarea peste copii și peste anumite situații, persoane, chiar peste țară. Putem să comentăm puțin acea zonă. Uneori o folosim formal, doar la binecuvântarea copiilor. Poate tot în contextul în care putem să influențăm, să înduplecăm pe Dumnezeu, putem să fim parte din binecuvântarea unei persoane, a unei situații, a unui copil, a unei, prin a binecuvânta. În Cartea Proverbe 18:21 spune, viața și moartea stau în puterea limbii. Unii vă zice, bine, aceasta a fost în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ. Ne uităm, lucrurile care au fost scrise în Vechiul Testament au fost scrise pentru învățătura noastră. În istoria poporului evreu, odată un împărat păgân, Balac, a chemat un... Eu spun ce spune Biblia, ultimul cuvânt despre el, vrăjitorul, ghicitorul, un ghicitor pe nume Balaam. Chiar dacă el a folosit texte, incantații sau cuvinte spirituale, iată ce, cel ce vede vedenia Dumnezeului, cel ce aude glasul lui Dumnezeu, Biblia, ultimul cuvânt despre el, este numit ghicitor. Balaam știa cu puterea cuvintelor. Era conștient. L-a chemat ca să blesteme pe poporul evreu. Prima dată nu l-a blestemat. A început să spună cuvinte de binecuvântare. Balac a zis, nu-i corect. Hai să ne mutăm pe muntele cealalt. Mai facem și aici 7 altari, mai aprinde și aici focul. Poate Dumnezeu va găsi cu cale. A repetat exercițiul acesta și la un moment dat împăratul îi spune, dacă nu-l blestem, taci. Nu-l mai binecuvânta, fiindcă el știa, rețineți, nu era creștin, nu era în nou legământ, era păgân, nu făcea parte din poporul Israel, dar el știa că în autoritatea cuvintelor, și el spunea, dacă nu-l blestem, măcar nu-l binecuvânta, fiindcă el știa, cuvintele au putere, viața și moartea stau în puterea limbii. Noi nu ne putem da seama de puterea cuvintelor, de binecuvântare.
Dacă aș ști oamenii puterea cuvintelor de binecuvântare și cum schimbă circunstanțele și cum schimbă vieți, noi am fi un popor care ne-am binecuvântat. Biserica ar fi o biserică a binecuvântării. Ne-am binecuvântat zi și noapte. Dacă noi am înțelege măcar un crâmpei din puterea constructivă sau puterea de zidire pe care o au cuvintele, de asta spune vorbirea voastră să fie cu har și dăiasă cu sare. Niciun cuvânt folositor să nu vă iasă din gură, și fiindcă fiecare va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Roman 12 cu 14 spune: binecuvântat și nu blestemat. Avem dreptul să facem alegeri, să binecuvântăm sau să blestemăm. 1 Petru 3 cu 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că și la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Iacov spune că din aceeași fântână, din aceeași izvor, nu poate să iasă și apă tulbure, și apă dulce, și apă amară. Și el spune mai departe, Iacov, noi cu aceeași limbă, cu aceeași voce, cu aceeași gură, îl binecuvântăm pe oameni și binecuvântăm. Și spune, să nu faceți așa, dragii mei. Deci noi suntem chemați să binecuvântăm, să rostim cuvinte de binecuvântare și să moștenim binecuvântarea. Important acest lucru. Poate o să citim în finalul emisiunii acele versete de binecuvântare peste fiecare ne ascultă și peste țara noastră. Vreau să vă spun ceva din experiența noastră. Noi avem nepoți și mai mici și mai mari, dar nepoții care sunt mai mari, noi obișnuim să-i binecuvântăm. Nu locuim cu ei dacă ne mergem la ei. Ei, înainte de a pleca la școală, vin la noi și zice, bunul, spune o cuvânt de binecuvântare. Și eu spun, te binecuvintez la plecare și la venire. Cap și nu coadă, totdeauna sus, niciodată jos. Vrăjmașul vine pe o cale împotriva ta și pe 7 căi fuge. Stăpânește în tabără vrăjmașului. Dumnezeu o să dă un duc de înțeles. Și spun peste ei cuvinte de binecuvântare. Și ei la rândul lor au învățat să se binecuvinteze unii pe alții în familie și au învățat la rândul lor să binecuvinteze colegii, prietenii. Ei sunt binecuvântați ca să fie o binecuvântare. Avem experiență când am binecuvântat de aproape sau de departe. De exemplu, m-a sunat odată o bunică și îmi spunea că un nepoțel are un comportament din asta așa mai rebel, mai răzvrătit. Și am spus, știi ce? Rostește peste el un duh blând și liniștit, fiindcă este expresia în Biblie. Rostește peste tine un duh blând și liniștit. Rostește peste el Luca 2 cu 52, fiindcă Domnul Iisus, când era copil, era adolescent, avea 12 ani, spune, s-a întors acasă, era supus părinților lui. Iisus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Începe și rostește peste nepotul acesta cuvintele care au fost spuse peste Domnul Iisus. Și n-a trecut mult, poate până la o lună de zile, și mă sună din nou bunica și spune, frate Ilie, s-a schimbat nepoțelul în mod radical, fiindcă cu moartea și viața stau în puterea limbii. Dacă noi rostim cuvinte de viață, comportamentul, temperamentul, nu mă refer numai la sănătate, dar temperamentul și comportamentul este schimbat de Duhul Sfânt și temperamentul se aliniază la cuvintele vieții. Am și experiențele negative de oameni care au spus cuvinte de blestem. Și oamenii din faza de copilărie au fost puse peste el tot felul de cuvinte. Și au purtat povara cuvintelor negative, eu zic de blestem, puse peste ei, că nu ești bun de nimic, că ai să fii epavă, sau n-ai să reușești, sau vai de capul tău, sau toate lucrurile. I-au urmărit o viață întreagă și au avut nevoie de slujire, de consiliere, ca să identifice lucrurile acestea și au avut nevoie de slujire ca Dumnezeu să aducă vindecare emoțională. Deci viața și moartea stau în puterea limbii. Frate, în partea a doua emisiunii ne propunem să vorbim despre partea financiară. Mulți s-au așteptat încă de la început, auzind tema emisiunii Principiului Binecuvântării, să vorbim despre bani. Sper că mai avem timp să și rostim binecuvântările din numeri peste audiența noastră. Însă am vrea să precedăm discuția noastră despre, știu, zeceala, dărnicie, sămânță cu o mică mărturie de 2 minute a lui Georgian Neacșu, care a început, el este inginer și dintr-o familie în care nu se practica
nu era o înțelegere a acestui exercițiu financiar biblic, să zic așa. Georgian Neașu, despre zeceală și modul în care el a început să înțeleagă aceste mecanisme ale binecuvântării. Una din provocările vieții mele de credință a fost practicarea zeciuielii. Provenind dintr-o familie ca și condiție socială de un nivel mediu, nu mi-am permis multe, ceea ce colegii mei și-au prins. De exemplu, mi-ar trebui, chiar îmi trebuia un laptop să-mi fac proiectele pentru cursurile care le aveam la facultate. N-am putut să-l am până în anul 3 aproape. M-am descurcat cum am putut, ba pe la calculatorul colegului de cameră sau unde am stat, că am stat la cămin aproape 5 ani la universitate. Și aveam un buget redus, pensia de urmaș, care, mă rog, era cât era atunci, de pe urma tatălui care era decedat. Un frate m-a motivat și mi-a spus, pune semințe prin credință, dă zeciuiala și o să vezi cum Dumnezeu te va binecuvânta. Și am ales să dau zeciuiala din venitul care îl aveam și era mult să dau acei câțiva zeci de lei care aveam atunci. Și de atunci până în ziua de astăzi, pur și simplu, Dumnezeu m-a binecuvântat atât de mult. De cel puțin 20 de ori de când am început să practic zeciuiala, mi-au crescut efectiv veniturile lunare. Și în ziua de azi fac lucrul acesta și încurajez la lucrul acesta. Pur și simplu am pus pe Dumnezeu la încercare când eram în puțin. Acum, sigur, nu sunt milionar în euro, dar sunt un om binecuvântat. Nu duc lipsă de nimic, pot da și la alții din ceea ce am și dau cu bucurie și spre lauda Domnului. Și țin minte, iar un caz, de exemplu, umblam pe străzile, când eram student în București, dădeam 5 lei în numele Domnului și vă vorbesc cazuri reale. 5 lei și în 3 zile primeam 50 înapoi. Pur și simplu, cineva venea la biserica Betel în București, unde mai mergeam, în timpul care în weekendul mergeam la Ploiești, pe timpul săptămânii stăteam în București, venea, Domnul mi-a pus pe inimă 50 de lei. Și pur și simplu am trăit minuni, lucruri de genul acesta multe. A fost Georgian Neacșu, care ne-a vorbit puțin despre zeceală. Acum, noi în mediul evanghelic și în mediul creștin în general, vorbim despre bani, găsim pe paginile Scripturii câteva elemente, găsim mult despre zeceală și cei mai mulți, toți sunt de acord că zeceala este a zecea parte din venit, care merge la biserică sau merge în locul în care suntem slujiți din cuvânt. Se vorbește mult despre dărnicie, căruia îi se adaugă conotații cum ar fi milostenia, dar de bunăvoie. Și se vorbește mai mult în ultima vreme, dar destul de puțin despre de a pune o sămânță într-o lucrare, într-o situație, într-un proiect spiritual. Să vorbim despre aceste trei dimensiuni, poate să găsești și altele. Mulți vin la zeceala, dar poate sunt mulți care ne ascultă și care nici n-au condiții, misere care merg, nici nu se practică aceasta și după minutele care urmează poate vor simți frustrați și o să zică ce fac eu, am simțit că trebuie să-ți banii Domnului, ce fac cu ei? Eu aș vrea să fac o remarcă și anume banii în sine sunt neutri. Deci banii nu sunt ceva păcătos. Deci depinde ce faci cu ei și depinde... Dar banii sunt o problemă spirituală, fiindcă Domnul Iisus spune în Matei 6:24 că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sunt doi stăpâni. Fie Dumnezeu, fie Mamona. Același lucru este și în Luca 16:13. Deci este vorba despre doi stăpâni și sunt denumiți acești doi stăpâni. Este Dumnezeu și Mamona. Deci Mamona este un stăpân. Cei care doresc sau vor să se îmbogățească, spune Apostolul Pavel, cad sau se supun la tot felul de chinuri. Deci care vor să se îmbogățească rapid. Atitudinea corectă al lui Dumnezeu este pământul și tot ce cuprinde el. Aurul și argintul sunt ale lui Dumnezeu. Finanțele sunt ale lui Dumnezeu. Noi oamenii nu suntem proprietari. Când înțelegem că noi oamenii nu suntem proprietari și suntem doar numai un ispravnic și un ispravnic înțelept. Un administrator. Un administrator, da. Un administrator. Un manager, hai să spunem acum în secolul 21. Da. Deci un administrator
al bunurilor încredințate, fiindcă n-am adus nimic cu noi în lume și nici nu vom lua nimic cu noi în lume. În Vechiul Testament era o expresie, fiecare poate să se bucure, de exemplu, spune despre animalele pentru jertfă. Ei erau obligați să aducă numai la locul care l-a ales Dumnezeu să aducă animale pentru jertfă. N-aveau voie să jertfească animale în cinstea Domnului pentru ardere de tot, pentru jertfă de mulțumire, pentru jertfă de ispășire, acasă sau oriunde. Dar acasă sau oriunde, ei puteau să taie un animal și este expresia după binecuvântarea care i-o va fi dat Domnul. Adică, o familie care era înstărită putea să taie un berbece de un an. Așa toamnă, un batan, să facă un batan. Unul care nu era mai înstărit, n-avea decât o melușea, știți? Deci este după binecuvântarea pe care o va dărui Domnul. Deci Dumnezeu dă binecuvântări materiale și nu sunt la tot, sunt diferențiate. Mult diferit, fiecare după legea lui suverană. Aș vrea să ne uităm în ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel vorbește despre dărnicie, despre a da. Și Apostolul Pavel are niște definiții în 2 Corinteni, capitolul 9, când el vorbește despre strângere de ajutoare, dărnicia sau strângerea să fie a darurilor care au fost făgăduite, ele să fie gata, făcute cu dărnicie și nu cu zgârcenie. Și Apostolul Pavel, când vine vorba despre strângere de ajutoare și daruri, în versetul 6, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Aici, în context, nu se referă la a semăna din punct de vedere spiritual. Da, dărnicia este o lucrare spirituală, o lucrare duhovnicească. Dar aici spune despre strângerea de ajutoare, despre a dărui. Și în versetul 7 vine și spune că Dumnezeu dă din belșug. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 7. Fiecare să dea după cum o hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și versetul 8 spune așa, și Dumnezeu poate să vă umple cu har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, am preștiat, dar sărea și neprihănirea lui rămâne în veac. Și versetul 10 spune, cel ce dă sămânță semănătorul și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânță de semănat și vă face să crească astfel roadele neprihănirii voastre. Și în felul acesta, spune, în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumirea lui Dumnezeu. Ne întoarcem la ideea care am început să o dezbatem. Zeciuiala este a da a zecea parte. Cinstește-L pe Dumnezeu, spune în cartea Proverbe 3:9. Cinstește-L pe Dumnezeu cu cele dintre roade. Și Dumnezeu se angajează și spune că nu va duce lipsă de nimic. În cartea Maleahii, în capitolul 3 cu versetul 10, Dumnezeu spune, zice, puneți-mă la încercare, testați-mă și vedeți. Aduceți zecele voastre și la casa Domnului sunt pentru Dumnezeu, pentru gloria Lui și pentru împărăția Lui și veți vedea dacă nu, deci puneți-vă la încercare, testați-mă, încercați, puneți-vă la încercare și veți vedea dacă nu va fi binecuvântare Domnului peste voi. Vă zice cineva, bine, asta e în Vechiul Testament, dar în Noul Testament Apostolul Pavel dezvoltă și spune, cel ce slujește în Evanghelie sau cel ce slujește în Evanghelie, cu Evanghelia, va trăi din Evanghelie. E bine că treci în Noul Testament, cum vă spune, zeceala este un concept vechi testamental, nu ne spune despre zeceala, a fost pe vremea aceea, noi dacă dăm, dăm cu bucurie, ajutăm săracii, orfanii și ne-am împăcat conștiința. Una din cântările noastre spune, legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate. În Galateni 6:6 spune, cine primește învățătură în cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Știu că este multă discuție. Discuția asta nu o fac cu oamenii care dăruiesc. Oamenii care deja au început să experimenteze dărnicia și au început să experimenteze binecuvântările. Discuțiile astea toate le poartă oamenii până încep să se experimenteze și să înțeleagă. Eu nu-i judec, fiindcă nici noi n-am înțeles lucrul acesta. Am avut o perioadă în viața noastră când ne uitam la oameni care dau zecială, făceau calcule exacte și dau zecială și nu puteam să-i înțeleg.
Nu puteam să înțeleg, mă uitam și am spus, nu știu. Dar am avut în viața noastră momente de creștere spirituală în care Dumnezeu a început să ne conducă în cuvântul Lui și Duhul Sfânt să ne arate din cuvântul Lui. Onorează-L pe Dumnezeu cu cele din tâi roade. Onorează-L pe Dumnezeu cu ce este mai bun. Și Dumnezeu vine și se angajează că El, la rândul Lui, va da binecuvântare. Cred că avem, nu știu câți ani, dar avem frumoși ani de când noi trăim din Evanghelie. Am 91, am ieșit din producte, din serviciu și de atunci suntem în slujire creștină, iar noi suntem ca leviții. Dăm zeciuială din zeciuială. Facem calculul în fiecare lună, dacă cineva ne dă 10 lei sau ne dă 100 de lei, îi contabilizăm și la sfârșit de lună facem și am avut chiar ani de zile când n-am dat zeciuială. Dumnezeu știe că am depășit și de 20% și Dumnezeu a rămas credincios, dar noi nu dăm banii la biserică. Noi nu dăm zeciuială omului. Ci este relația preotului, da. Este relația personală între noi și Dumnezeu. Noi o dăm Domnului, o închinăm Domnului și Domnul la rândul Lui o face ca să fie eficient în împărăția. Nu e treaba noastră ce face acel slujitor, cum administrează cel bani. Sunt banii Domnului dați la casa Domnului, la locul de unde primim hrană spirituală. De ce spun asta? Pentru că mă întreabă și pe mine foarte mulți care ne mai sună de pe seama, cum să ajung lucrarea Alfa Omega, ce să fac? Dincolo de orice zeceala, merge la biserica de unde vă primiți hrană spirituală, este a Domnului, nu este a lucrării cu tare sau cu tare, inclusiv Alfa Omega, este acolo. Și după aceea discutăm alte forme de care vrem să le analizăm puțin. Haideți să ne mai uităm puțin. Îngătăm că 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 10, spune așa. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană. Dumnezeu dă două lucruri distincte. Dă odată semânță semănătorului și dă pâine pentru hrană. Dumnezeu se angajează că înmulțește sămânța pentru semănat, nu pâinea pentru hrană. Este pâinea așa de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi, rugăciunea Tatăl nostru. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașul lui cerșându-și pâinea. Dumnezeu ne dă pâinea, unora le dă ca prin somn. Nu în somn, ca prin somn. Dar Dumnezeu nu mulțește pâinea. Eu am o încredințare personală, ar fi vai și amar de capul nostru dacă Dumnezeu ne-ar înmulți de 100 de ori pâine de mâncat. Și ne-ar și pune să o mâncăm. Dar nu că să o aruncăm, să o mâncăm. Adică eu, dacă mănânc jumătate de pâine, Dumnezeu să-mi dea 50 de pâini să mănânc pe zi. Gândiți-vă numai la asta. Dumnezeu nu mulțește pâinea. Dar se îngrijește să o avem. O avem din belșug. Dumnezeu îl mulțește sămânța de semănat. Ca să avem din belșug să prisosim în tot felul de fapte bune. Și eu mai pun o întrebare. N-ați auzit pe mulți oameni care spun, de unde să dau? Că eu cu greu îmi câștig pâinea cea de toate zilele. Asemenea categorii de oameni, ei au perspectiva numai pâinea cea de fiecare zi pe care Dumnezeu le-o dă. Și Dumnezeu nu le dă sămânță de semănat? Tata, am crescut la țară, alegea din tot porumbul cei mai frumos ștureți și spunea, ăștia sunt pentru sămânță. Îi punea deoparte și tata nu mânca sămânța de semănat. Chiar dacă trebuia să meargă la moară și nu aveam porumb. Cumpăra porumb, dar nu s-atingea de sămânța de semănat. Unora Dumnezeu nu le dă sămânță de semănat, fiindcă o mănâncă. Și Dumnezeu nu, Dumnezeu nu face investiții nerentabile. Cine are un teren de semănat de 1 m², atâta seamănă. Atâta e domeniul lui de lucrare. El nu-i dă sămânță pentru 1 hectar. Cine are un teren de lucrare și sămânță de semănat pentru 1 hectar, Dumnezeu nu-i dă pentru 1 m². E pentru întreaga lucrare la care... Exact, pentru... Deci am vrut să fac diferența asta. Dumnezeu dă pâine și sămânță. El înmulțește sămânța de semănat pentru ca să prisosiți în tot felul de fapte bune, în felul acesta, deci veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Asta e un lucru destul de important, pentru că, într-adevăr, mulți care își dau zeceala și zic, pe lângă zeceală,
Înțeleg eu din Biblie că trebuie să mai ajut să fac darul de bunăvoie. Unii folosesc cuvântul milostenie, dărnicie, să mai ajut alte lucruri. La unii le dau pâine, la un sărac de pe margine îi dau o pâine ca să mănânce. Dar ideea de a pune o sămânță într-o lucrare care să aducă rod ulterior nu este foarte clar pentru toată lumea. Pentru mulți începe să fie clar. Și am și o mică mărturie. Ne ajută mulți pe noi și mulți ne ajută pentru la nevoi curente. Dar tot mai mulți scriu acolo la... când ne trimit prima dată poștal, știu, 50 de lei, 100 de lei, sămânță pentru lucrarea Alfa Mega, fără să fie mai exact în plina nevoilor. Și îmi dau seama că acest lucru începe să fie cunoscut în trupul lui Hristos și se așteaptă acea persoană ca din acel loc să vină rod pentru împărăția lui Dumnezeu, bineînțeles. Și eventual ar putea să înserăm aici o scurtă contribuție. Avem o familie și o bisericuță care e partener cu noi de multă vreme în zona Iași și e condusă de familia Pelin. O scurtă contribuție dânsii, când, dată pe lună, când vor să trimită un ajutor la Alfa Omega TV, se roagă Domnului, Doamne, dă-ne sămânță să punem, să semănăm în lucrarea Alfa Omega TV. Nu neapărat că e vorba de lucrarea Alfa Omega TV, dar aș vrea să fie o provocare pentru mulți care ne urmăresc să se gândească altfel la ajutoarele care pot să le dea unor lucrări care aduc rod și rodesc și dau rezultate în împărăția lui Dumnezeu. În casele oamenilor eu nu pot merge. Să evanghelizez pe mulți nu am cum, pe unii pot, dar pot să fiu parte la acea lucrare care are intrare în casele tuturor românilor și pot să fiu parte la această slujire cu puțin, măcar ceva din ce am eu și vreau să fiu parte cu Alfa Omega TV la a intra cuvântul lui Dumnezeu în casele tuturor oamenilor. Cred că mass media creștină, televiziune creștină, radio creștin are intrare în casele tuturor oamenilor. Și oamenii pot să afle de Dumnezeu. Dacă eu nu pot merge la ei, dacă eu nu pot face poate ceva pentru mulți oameni, în felul acesta pot face. Aducându-mi aportul către televiziune, către radio creștin. Asta e înțelegerea și motivația mea. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa că El dă sămânță semănătorului. Și i-am zis, Doamne, Tu nu ai spus să cerșim sămânță pentru semănat, Tu ai spus că ne-o dai pentru ca să semănăm. Dacă lucrarea Alfa Omega este o lucrare a Ta, Te rog să ne dai sămânță pentru că vrem să semănăm în acest pământ. Și în felul acesta, Dumnezeu ne dă. Deci nu cerșim, ne dă și noi dăm. Niște gânduri speciale. El tot timpul spune, noi suntem o bisericuță mică, nu avem posibilități financiare, dar când odată pe lună ne rugăm, Doamne, Doamne, dă-ne sămânță, să semănăm într-o lucrare mare care știm că aduce rod în împărăția lui Dumnezeu. Și din nou, nu e că e vorba de lucrarea Alfa Omega, dar am vrut să dau acest exemplu, pentru că sunt tot mai multe lucrări în România care se extind și care aduc rod în împărăția lui Dumnezeu. Niște comentarii la treaba asta, pentru că e important să știți, nu mulți invitații noștri care avem aici abordează problema, diferențiază lucrurile de ajutorare de pâine sau de sămânță. Aș vrea să împărtășesc care este încredințarea din Sfintele Scripturi. Deci, de fiecare dată este o binecuvântare când, vorbim în mod concret, dacă ai semănat 100 de kilograme de grâu și ai recoltat 80, înseamnă că nu este recoltă. N-a fost pământul bun, de n-a exemplu. Fost pământul bun, n-a fost un an bun, n-a fost sudat. Merge în pierdere. Dar găsim în Geneza 26:12, era vreme de foamete. Isaac a făcut semănători în țara aceea și a strâns în sutit în anul acela căci Dumnezeu l-a binecuvântat. Închipuiți-vă, era foamete, nu se făcea absolut nimic, era secetă, foamete și Isaac a făcut semănători. Și a cules în sutit. Nu știu cât era recolta, să spunem că dintr-un sac de grâu de sămânță, cu recoltat 3 saci de recoltă. Și însutit înseamnă 300 de saci de recoltă, fiindcă Dumnezeu așa face. Cei ce se tem de Domnul, când străbat aceștia vanea plângerii, așa într-un loc secetos, îl prefac într-un loc plin de izvoare. Să venim acum în mod concret cei care au încredințarea și asta și scriu. Trimit 50 de lei la Alfa Omega și spune, este o sămânță.
Sunt sute și mii de oameni care urmăresc Alfa Omega și mesajul Evangheliei. Și sunt sute și mii de vieți transformate, schimbate din temerii. Duhul Dumnezeu lucrează și schimbă vieți, născut din nou. Este, biserica, trupa lui Hristos este zidită prin lucrare pe care o fac slujitorii, prin ceea ce dă fiecare încheietor, tot trupul se zidește în dragoste. Și cei 50 de lei care a pus o sămânță, este aduce rod însutit, aduce rod în mit, prin vieți transformate, prin vieți salvate, prin căsnicii restaurate, prin restaurarea sănătății, oameni care sunt eliberați, oameni care primesc Evanghelia. Exact cum scrie în 2 Corinteni, îmi place cuvântul Domnului și mă bucur să aud că sunt frați, surori, oameni simpli. Care exact cum spuneți, nu se gândesc exact nu, să dea ei nu știu ce înseamnă în totala ei dimensiune, dar spune așa, în chipul acesta, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 10 și 11, cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă mulți și vouă sămânță de semănat și vă face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta, versetul 11, veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care prin noi va face să se aducă mulțumirii lui Dumnezeu. 50 de lei, 10 lei, pus o sămânță, face să se aducă mulțumirii lui Dumnezeu și aduce un rod binecuvântat pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu știe ce se angajează. Auzi, dați-mi voie să parafrazez. Dumnezeu se angajează și spune, cei care îți pun o sămânță, poate din sărăcia lor lucie, cu banii cei ai fi putut să facă orice altceva, să acoperi nevoie. Ei pun o sămânță prin credință, Dumnezeu va mulți nespus de mult sămânța de semănat. Cunosc pe cineva care îmi spunea, mă rog Domnului, ca să-mi dea harul să pot dărui zecială $1,000 pe lună, €1,000 pe lună. Am spus, amin. Ăsta e planul lui și asta este rugăciunea Domnului, rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu. El să poată să dăruiască zecială $1,000 pe lună. Asta înseamnă că el să aibă un beneficiu de 10.000. Cunosc pe cineva care m-a întrebat și zicea, nu știu ce să, cum să fac. Dumnezeu așa m-a binecuvântat și nu știu ce zice casierul de la biserică. Fiindcă noi dăm zeciuială și zeciuiala noastră depășește salariul unui om, unui muncitor, care își câștigă pâinea așa cum sunt salariile. Și zice, parcă mi-ai rușine. Și zic, atunci ce vrei? Să dai zeciuială mai puțin? Adică, cu alte cuvinte, să nu mai ai binecuvântarea Domnului în lucrarea mâinilor tale și în câștigul net, da? Și zice, nu, vreau să-mi păstrez, Dar am avut așa o discuție cu el. Am așa din discuția noastră, așa, am avut ceva emisiuni și numai de mult legat de binecuvântarea, dar cred că e o dimensiune nouă. Insistăm mai mult ca de obicei pe ideea de sămânță și prin sămânță cel care o pune este parte dintr-un rod bogat, dintr-o rodire în împărăția lui Dumnezeu, pe toate planurile. Vorbeam înainte de a intra în această emisiune, într-un moment de rugăciune care l-am avut, de o schimbare de paradigmă. Cred că e valabil numai pentru Alfa Mega. Am vorbit mai mult acum despre Alfa Mega, să dăm ca niște exemple, pentru că le-am avut proaspete. Dar țin sigur că și în anii mei de început. Auzeam de zeceala, dacă dai zeceala, problemele sunt rezolvate, e obligație. Nu ți-o cere păstorul, preotul, liderul, o dai. După aceea, într-adevăr, se adaugă darurile de bunăvoie, fie că milostenie, fie că ajutorare, fie că sunt lucrări care trebuie să sprijinite și acoperite niște nevoi. Se vorbește tot mai mult acum despre a fi parte dintr-o lucrare punând o sămânță și fiind direct parte dintr-o explozie a rodului. E, într-adevăr, o schimbare a momentului. Era de când lumea acolo, pe baginile Scripturii și noi de-abia acum o descoperim. Cum asociem această înțelegere, poate mai nouă, mai largă, a ce înseamnă contribuția noastră financiară în împărăția lui Dumnezeu, e mai mult legată de vremurile acestea de pe urmă? Eu personal cred că Dumnezeu extinde lucrările lui de impact și are nevoie de tot mai multă implicare a credincioșilor în lucrarea lui împărăției, vrea să aibă parteneri. Dar poate că, fiind mai vechi în ale credinței decât mine, care am venit la credință după Revoluție, poate vezi așa o dinamică, dacă îi să ajungem la această schimbare de paradigmă. Da, deci Dumnezeu în ultima perioadă dăruiește bisericii restaurarea adevărurilor Sfintelor Scripturii.
Deci sunt restaurate nu numai preoția în biserică, nu numai închinarea în Duh și în adevăr, nu numai darurile Duhului Sfânt, nu numai adevărul Sfintelor Scripturi, Biblia, ca și cuvântul lui Dumnezeu, dar este restaurată în biserică și învățătura despre finanță, despre a fi un ispravnic înțelept. Eu pot să spun, iar este o încredințare personală. Apostolul Pavel vine și spune, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Este ceva cum, de exemplu, sunt mai mulți acționari la aceeași firmă. Unul are o acțiune, altul are 100 de acțiuni, iar la sfârșit de an se împart dividendele. Noi suntem acționari, suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și pur și simplu este o investiție, este o sămânță semănată în împărăția lui Dumnezeu, care este cea mai rentabilă investiție din toate investițiile. Unde hotul nu fură, rugina nu mănâncă și molia nu mănâncă și rugina nu ruginește, sau cum scrie acolo în Biblie, da? Deci este cea mai rentabilă. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. N-are face cât investești. Biblia vine și spune, cu bucurie, cel ce seamănă, cel ce dăruiește mult sau cel ce seamănă mult, va culege mult, dar în totală dependență de Dumnezeu. Nu este o povară. În Vechiul Testament era asemănător. Când s-a construit cortul, au dat anunț și au spus, avem din belșug să nu mai aducă nimeni nimic, fiindcă deja prisosește, nu mai avem ce face. Și pare iar... de domeniul irealului acest da, lucru, da. Iar așa era în pustie. Era perioada pustiei. Și au venit așa de multe daruri pentru construcția templului fizic și în vreme de astăzi, Dumnezeu, eu pot să afirm, este un mare privilegiu, este o mare onoare ca Dumnezeu să accepte sămânța pe care noi o aducem și o semănăm în împărăția Lui și pentru extinderea Lui. Dumnezeu nu are nevoie de noi. A Lui este pământul cu tot ce cuprinde El, a Lui este aurul și argintul, a Lui sunt toate bogățiile. El ar putea să facă independent de noi, dar Lui îi face mare plăcere și cu bucurie. Să ne apartenerii în lucrurile. Să fim lucrători împreună cu El și parteneri împreună cu El. El ne dăruiește, ne folosim din toate din belșug, și din ce primim, investim în împărăția Lui. Ziceam la început, poate să rostim din binecuvântări peste ascultătorii noștri, peste România și chiar și peste Alfa Omega, dacă Domnul îngăduie să folosim aceste ultimele 3 minute pentru asta. Pentru că ne explicai la început că e foarte importantă rostirea binecuvântării și asta putem să facem de aici din studio. România trece printr-o situație complicată. Suntem tot mai la coada Europei ca și nivel de trai, ca și integritate. Chiar și integritate în administrarea bunurilor pe care le avem. Corupția la nivelul de sus. Stă să ne rugăm pentru asta. Poate cu câteva cuvinte înainte și să facem acest moment de rugăciune. În Biblie este scris că o cetate se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Noi ca și biserică suntem chemați să nu criticăm stăpânirile, să nu-i bagiocorim, ci pur și simplu să-i binecuvântăm. Să rostim cuvinte de binecuvântare, fiindcă o națiune se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Și aș vrea să citesc din Numeri, capitolul 6, cu versetul 24, 25, 26 și apoi voi încheia cu 27. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Dragul meu care mă ascult, pun cuvântul acesta peste tine. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Amin. Punem cuvântul acesta peste România. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească România. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să te îndure de tine a România. Amin. Pun cuvântul acesta peste tine care mă urmărește acum și ne asculți. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să te dea pacea a România. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pașa ție care ne urmărește acum. Și așa spune versetul 27, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu voi binecuvânta. Astfel punem numele Domnului peste națiune, punem numele Domnului peste tine, peste casa ta, peste copiii tăi, peste tot ce ai și peste tot ce ești. Și Dumnezeu vine și spune prin legământ, El va binecuvânta.
te binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos. Adrian, nu vă las să plecați fără să răsiți o binecuvântare și peste lucrarea Alfa Mega TV. Anul acesta am provocat pe mulți vorbitori, mulți invitați să ne binecuvânteze. Trecem după 25 de ani într-un nou sezon și vrem să fim binecuvântați în următorii 25 de ani. Și să binecuvântăm și pe toți cei care, într-un fel sau într-altul, sunt parte din lucrarea Alfa Mega. Tată, îți mulțumesc pentru frați, pentru surori, pentru lucrarea aceasta care tu o desfășori prin slujirea Alfa Omega. Doamne, tu ai inițiat, tu ai început și tot ce ai început tu vei duce la bun sfârșit. Lucrarea în mâinile tale crește. Se extinde tot mai mult. Îți mulțumim pentru uși deschise în națiunea noastră și uși deschise peste tot în lume, unde sunt români și în alte națiuni, sunt uși deschise pentru alte națiuni. Îți mulțumesc pentru că tu ai pregătit uși deschise, ai pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă și noi venim să-ți mulțumim. Chemăm numele tău și rostim numele tău peste lucrarea ta, este lucrarea ta și îți mulțumim că ne dai favoare să fim lucrători împreună cu tine. Doamne, lucrarea în mâinile tale propășește, fiindcă este scris lucrarea în mâinile tale propășește și noi rostim cuvântul acesta, lucrarea crește pentru slava și gloria numelui tău. Îți mulțumim pentru lucrări noi, pentru un sezon nou, îți mulțumim pentru o ungere nouă, pentru un sezon nou și un nou nivel de ungere, pentru o binecuvântare nouă. Tu binecuvintezi România prin lucrarea aceasta. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu folosești lucrurile slabe și neînsemnate ca să faci de rușine pe cele mari și pe cele puternice, fiindcă așa ai găsit cu cale, noi venim să-ți mulțumim. Îți mulțumim pentru toți cei care sunt parteneri prin rugăciune, prin o sămânță semănată prin credință. Îți mulțumim pentru toți partenerii, pentru toți cei care suntem lucrători împreună cu tine și lucrători împreună cu Alfa Omega. Rostim binecuvântarea ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că tot ce ai început tu vei duce la bun sfârșit. Vei desăvârși pentru slava și gloria numelui tău. Amin. Mulțumesc, frate Ilie, pentru această emisiune. Cred că a fost o provocare și pentru dumneavoastră. Închei cu un cuvânt care mi l-am scris aici pe ultimul rând al foii mele. Fiți binecuvântați, dar cu gândul să fiți o sursă de binecuvântare pentru lucrările împărăției lui Dumnezeu. Pe săptămâna viitoare Dumnezeu să vă binecuvânteze. Alfa Omega.